Zi de sărbătoare pe străzile Chișinăului, amatorii de ciclism au avut posibilitatea de a parcurge distanțele de 15, 32 și 48 de kilometri. La distanța de 15 kilometri au luat startul în jur de 5.000 de persoane, iar la cea de 32 de kilometri au fost 175 de participanți. Aceștia au fost obligați pentru a primi medalii de participare să parcurgă distanța într-o oră și 30 minute. La ora 13 exact s-a dat startul și cursei de 48 de kilometri, unde cei mai tari cicliști trebuiau să aibă fixat pe cronometru un timp maxim de 2 ore și 20 de minute. La masculin în categoria MTB la distanță de 48 de kilometri a învins Alexandru Ostrovski. Pe poziția secundă s-a clasat Alexandru Dailov, iar al treilea a ajuns Eduard Dovicenko. La masculin categorie biciclete cursiere pe aceeași distanță de 48 de kilometri, câștigător a fost Andrei Vrabi. Al doilea la scurt timp a ajuns Oleg Bimbaș. Ultima treaptă pe podium a fost ocupată de Andrei Sobenikov. În categorie feminină a învins la 48 de kilometri Victoria Bondarenko. A doua ciclistă care a trecut linia de final a fost Ana Cazacu. Ultima participantă care a urcat pe podium a fost Alexandra Kirilova. Cursa de biciclete Criterium Chișinău a fost organizată de Sporter.